Există date contradictorii în ceea ce privește diagnosticarea hepatitei la noi în țară. Să vă rog să ne spuneți ce spun statisticile în acest sens. Păi, vă spun din start, nu prea putem vorbi despre date contradictorii, pentru că în România, până foarte de curând, nu s-au făcut niciun fel de studii serioase de prevalența acestor infecții cu hepatită B și C. Nu există studii făcute de către Sistemul Național de Sănătate. Trebuie spus și asta din start. Și nici nu, din câte știu eu, nu există nicio intenție în acest sens. Singurele studii care au fost făcute relativ recent, în ultimii 2-3 ani, și care sunt făcute pe un sunt studii populaționale relevante statistic, arată o prevalență a infecției cu virus C undeva în jur de 3,2%, vorbim de 3,2% din populația adultă din România, respectiv pentru virusul B este undeva în jur de 4,4%. Sunt procente foarte importante, ceea ce demonstrează că infecțiile cu virusul hepatitei B și respectiv C reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în România, din păcate insuficient luată în considerare de sistemul public de sănătate. O altă problemă este și faptul că există foarte mulți pacienți nediagnosticați la noi în țară. Da, categoric. Păi, aceste procente de care vorbim și care au în spatele lor oameni reali, reprezintă o estimare statistică. Sigur că aceste estimări statistice se fac la modul foarte serios și ne putem aștepta ca cifrele să fie foarte aproape de realitate, dar aceste cifre, dacă le transformăm în număr absolut de persoane infectate, înseamnă sute de mii de oameni cu infecție B sau C nediagnosticate. Persoane nediagnosticate, da? Dintre aceștia doar o foarte mică proporție dintre potențialii pacienți au fost tratați până la ora actuală. Se estimează că sub 10% dintre cei cu infecție B respectiv C au fost tratați până la ora actuală. Problema cea mare rămâne faptul că există un număr foarte mare de persoane care au boala și care nu știu că au boala. Neștiind că au boala, boala evoluează. Asta este marea problemă. E adevărat, nu înseamnă că automat, dacă ai o infecție cu virus B sau C, vei face ciroză hepatică. Pentru că, sigur, asta este riscul major al oricărei infecții cu virus B sau C. Din fericire, doar o proporție dintre cei infectați dezvoltă stadiul final al bolii, și anume cel de ciroză hepatică. Dar esențial este ca să surprindem boala în stadii cât mai precoce, în care putem face tratament, evident la persoanele care au indicații, pentru că și aici este o chestiune, nu toate persoanele infectate necesită obligatoriu tratament. Întrebarea este cum își poate da seama un pacient că suferă de hepatită din moment ce înțeleg că aceste simptome nu sunt tocmai evidente, chiar și în stadii mai avansate ale bolii. Tocmai. Deci, din păcate, bolile astea nu dor. Sau, mă rog, din păcate, cu ghilimele de rigoare. Realitatea este că persoana infectată nu are, de cele mai multe ori, niciun fel de simptome sau de semne relevant. De aceea, în marea majoritate a situațiilor, singura soluție de a identifica boala în stadii cât mai precoce este determinarea markerilor infecțioși pentru virusul B, respectiv pentru virusul C. Această evaluare se poate face prin niște teste foarte simple, niște teste de rutină, care se pot face în ziua de astăzi în orice laborator.
Este vorba, în ce privește virusul B, de determinarea antigenului HBS, iar în ce privește virusul C, determinarea anticorpilor antivirus C. Astea sunt, practic, analizele de screening, așa zise. Adică sunt analizele pe care o persoană complet asimptomatică și fără factori majori de risc, pur și simplu și le poate face în orice laborator pentru a vedea dacă are cumva infecția. Din momentul în care este diagnosticată infecția sau probabilitatea de infecție, pentru că până la urmă aceste determinări nu au totuși o acuitate de 100%, dar atunci când există, când unul din aceste două teste pentru virusul B sau pentru virusul C ies pozitive, sau nu, iese pozitiv unul dintre teste, atunci mai departe persoana potențial infectată trebuie să se adreseze unui medic specialist. Gastroenterolog, hepatolog, infecționist. Trebuie să precizăm că în acest moment la MedLife există o campanie de diagnosticare a hepatitei B și C. Da, clinica MedLife a demarat în urmă cu circa o lună o campanie de conștientizare a populației, pentru că mijloacele prin care se desfășoară această campanie nu au un impact la nivel național, este evident lucrul ăsta, dar este un prim pas și este foarte bun. Ar fi minunat dacă acest gen de campanie ar fi făcută și de instituții care au un impact populațional mai mare. Dar oricum, revenind la MedLife, ideea este că, da, s-a demarat o astfel de campanie în care practic încearcă să se aducă la cunoștința oamenilor faptul că există riscul real de a avea o infecție cu virus B sau C, chiar în condițiile în care nu ai niciun fel de simptome și, paradoxal, aparent, chiar și atunci când analizele ți-e perfect. Deci singura modalitate prin care poți să spui cu certitudine dacă e infecție B sau C este dacă îți faci dozarea dacă faci testarea aceasta de care am vorbit, care v-am explicat, este o abordare foarte simplă și la îndemâna oricui. Ce activități din viața de zi cu zi pot favoriza apariția hepatitei? Aici vorbim de modalitatea de transmitere a virusului B sau C. Sunt virusuri care nu se transmit pe cale orală, spre deosebire de virusul A, de virusul hepatitei A. Virusurile hepatitei B și C se transmit prin sânge și produse de sânge, astfel încât persoanele care se infectează de obicei se infectează prin intermediul transfuziilor de sânge, prin intermediul, sigur, în ziua de astăzi, transfuziile, deci sângele transfuzat este testat, fără îndoială. Probabilitatea de a lua virusul B sau C printr-o transfuzie este totuși extrem de mică. Nu poți să spui, sunt 99,99%. Mare majoritate a infecțiilor în ziua de astăzi apar prin intermediul diverselor obiecte ascuțite, înțepătoare din categoria ACN sterilizate. Sigur, nu e vorba de seringi, pentru că seringile sunt numai de unică folosință, oriunde, în orice unitate sanitară. Dar vorbim despre tatuaje, piercinguri, drogurile intravenoase, manicură, pedicură. Deci, în general, atunci când se folosesc astfel de instrumente în locuri publice. Deci aici este cel mai probabil. Sigur că mai sunt și diversele, tratamente medicale care se fac cu ace sterilizabile, de pildă tratamentele stomatologice, dar, mă rog, îmi place să cred că în ziua de astăzi din ce în ce mai mulți stomatologi folosesc tehnici de sterilizare moderne, care sunt 100% sigure. E vorba despre autoclav și din ce în ce mai puțin tehnicile mai vechi, cu pupinel și așa mai departe. Așadar,
la ce în principiu ar trebui să fie o persoană atentă pentru a preveni infecția cu virus B sau C, să evite pe cât posibil contactul cu orice fel de instrumente ascuțite, tăietoare, înțepătoare, care se folosesc în locuri publice, în cabinete publice, saloane, etc., etc., etc. În ce măsură este vindecabilă hepatita? Hepatitele cronice cu virus B sau C, pentru că numai acestea, cum spuneam, se cronicizează, virusul A nu se cronicizează niciodată, dar virusul B și C pot duce la o hepatită cronică și care, sigur, într-un anumit procent de situații poate ajunge la ciroză hepatică. În ce privește virusul B, din fericire acesta ajunge mai rar la ciroză hepatică decât infecția cu virusul C, dar această evoluție către ciroză hepatică este relativ imprevizibilă. De aceea, oricare persoană infectată cu virus B sau C trebuie corect și complet evaluată și ulterior monitorizată. Dacă m-ați întrebat în ce măsură există tratament, există tratament. Tratamentele disponibile în ziua de astăzi sunt mai eficiente în privința virusului C din punct de vedere al vindecării definitive a infecției. Tratamentul presupune administrarea de unui interferon special, care se numește PEG interferon, împreună cu un medicament care se numește ribavirină. Este un tratament standardizat la ora actuală oriunde în lume. Se face la fel. În ce privește virusul B, există două tratamente antivirale. Pe de o parte, PEG interferonul deja menționat, pe de altă parte, medicamentele din categoria antiviralelor care se iau pe cale orală. Decizia de a face un tratament sau altul trebuie făcută de către medicul specialist și foarte bine ar fi făcută să fie într-o discuție cu pacientul, discuție în care să-i se prezinte beneficiile și riscurile ambelor tipuri de tratament, pentru că din păcate în ce privește virusul B tratamentul nu este standardizat. Deci ambele tipuri de tratament menționate au avantaje și dezavantaje și ele trebuie adaptate fiecarei persoane din punct de vedere al stadiului bolii, din punct de vedere al vârstei, al eventualelor alte boli de care suferă persoana respectivă. E o decizie care e bine să fie luată împreună cu pacientul. Dar atât hepatita B cât și C, în definitiv, se pot vindeca la modul ideal. Categoric, da. Sigur că da, sigur că se pot vindeca. Doar că, așa cum vă spuneam, nu există un tratament eficient în proporție de 100%. Da. Pentru niciuna din cele două infecții. Așa că ideal este să prevenim aceste infecții. Pentru virusul B, dacă vorbim de prevenție, există vaccin pe care și-l poate face orice persoană. Sigur, din fericire, în ziua de astăzi, de ani de zile, copiii sunt vaccinați la naștere, li se face schema de vaccinare. Adulții însă, dacă nu s-au vaccinat voluntar, e bine să o facă, mai ales dacă fac parte din categoriile de persoane aflate la risc, începând cu personalul sanitar, până la persoane care lucrează cu instrumente ascuțite, înțepătoare, care pot transmite infecția, persoanele care folosesc droguri intravenoase, persoanele care au relativ frecvent contacte sexuale întâmplătoare și neprotejate. Dar ideal este să prevenim. Ideal este să, pentru virusul B este ideal să ne vaccinăm, pentru virusul C, din păcate, nu există vaccin. Iar în situația în care boala este depistată, trebuie să discutăm cu medicul să vedem ce opțiuni terapeutice avem. Ciroza este singura consecință negativă a cronicizării hepatitei sau mai există și alte pericole la care pacienții sunt expuși? Ciroza hepatică reprezintă stadiul final al oricărei boli cronice de ficat.
Evident că nu numai infecțiile virale cu virus B, respectiv C, pot duce la ciroză hepatică. Mai sunt și alte boli hepatice, în primul rând consumul de alcool, care poate duce la ciroză hepatică, și alte boli hepatice ceva mai rare. De departe însă, dintre toate, infecțiile cu virus B și C reprezintă principala cauză de ciroză hepatică. Dar zic că ciroza hepatică trebuie privită ca un stadiu final al unei boli cronice. Sigur că, din fericire, evoluția unei infecții către cu virus B sau ce, către ciroză hepatică este o evoluție relativ lentă, care se desfășoară undeva între 15, 20 și până la 30 de ani. Deci e un interval lung care, din fericire, ne permite să identificăm o astfel de infecție într-un stadiu în care nu s-a ajuns deja la ciroză hepatică. Pentru că dacă se ajunge la ciroză hepatică, tratamentul este mult mai puțin eficient sau imposibil de făcut. De exemplu, în ciroza cu virus C, de cele mai multe ori nu se poate face niciun tratament. Pentru că un pacient care deja suferă de ciroză hepatică cu virus C, foarte probabil nu va tolera tratamentul cu interferon și ribavirin din cauza efectelor adverse ale acestui tratament. În ce privește pacienții cu ciroză hepatică secundară infecției cu virus B, aceștia au, pentru aceștia există un tratament antiviral eficient, care chiar dacă nu vindecă virusul, cel puțin blochează replicarea virusului și în felul acesta, practic, poate fi ținută pe loc boala. O vreme. Niște ani. Depinde foarte mult în ce stadiu este deja depistată boala la momentul diagnosticului. Asta înseamnă că foarte puține dintre cazurile de hepatită evoluează spre ciroză, din moment ce spuneți că există o perioadă mare de timp în care... Este o boală estimată undeva, este o perioadă de evoluție a bolii estimată între 15 și 30 de ani, dar în situația în care persoana infectată este la o vârstă relativ tânără la momentul infecției, atunci există un risc mare de evoluție către ciroză hepatică, mai ales dacă nu știi că ai respectiva infecție. Nu odată întâlnim situații în care persoana infectată vine deja în stadiu de ciroză hepatică. Pentru că nu a știut care are această infecție și atunci boala deja se află într-un stadiu avansat. Sau chiar mai rău, de cancer hepatic. Cancerul hepatic fiind una din complicațiile cele mai grave ale cirozei hepatice. Și ultima întrebare. În ce mod se schimbă viața unui pacient cu hepatită B sau C? La ce obiceiuri ar trebui să renunțe? Sigur că un om care are o boală cronică de ficat trebuie să se protejeze mai mult decât ar face o persoană sănătoasă, se spune. Asta nu înseamnă că n-ar trebui cu toții, indiferent sănătoși sau bolnavi, să ducem un mod de viață echilibrat, dar cu atât mai mult o persoană care are o hepatită cronică. Sigur că aici sunt niște nuanțe. Nu orice persoană care are o infecție cu un virus B sau C, automat se poate spune că are o hepatită cronică. Există și purtători inactivi de virus B, de exemplu. Mai rar în situația cu virusul C. Virusul C, de cele mai multe ori, înseamnă deja hepatită cronică. Ce privește virusul B, există și persoane purtătoare de virus B. În principiu, însă, o persoană infectată cu virus B sau C ar trebui să ducă un mod de viață cât mai echilibrat, în sensul de a evita eforturi fizice și psihice foarte mari. Adică trebuie să se protejeze atât fizic cât și din punct de vedere al alimentației, în sensul de a, în primul rând, de a evita consumul de alcool, în al doilea rând de a căuta să mănânce, eu în general recomand pacienților mei să evite alimentele care conțin probabil o cantitate mai mare de conservanți, cum sunt alimentele procesate industrial, diversele mezeluri, diversele alimente care sunt foarte procesate industrial.
Sigur că, însă, în linii mari, aceste restricții trebuie adaptate și în funcție de severitatea bolii la momentul diagnosticului.